Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la miezul zilei. Pentru început, titlurile acestei ediții. Marcarea 28-a de la începutul războiului de pe Nistru este marcată cu proteste în fața guvernului, începute în jurul orei 9, manifestațiile continuă și la această oră. După ședința săptămânală de la președinție, premierul Ion Chicu a declarat că se propune majorarea cuantumului alocației lunare de stat de la 250 de lei la 500 de lei pentru soții și soțiile acestor veterani. 7 persoane, 5 copii și 2 adulți revenite din Italia au fost internate cu simptome de tuse și febră. Declarațiile au fost făcute de către ministrul Sănătății, Viorica Dumbrăveanu. Revenim cu detalii în scurt timp, deocamdată continuăm cu știrile pe larg. Așadar, eroii care au căzut la datorie pe câmpul de luptă în anul 1992 au fost comemorați astăzi la aniversarea de 28 de ani de la începutul războiului de pe Nistru. La monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Memorial Eternitate din Chișinău s-a ținut un minut de reculegere și au avut loc depuneri de flori. Astfel, veteranii, dar și văduvele de război și-au amintit cu durere despre acea perioadă. La eveniment, oficiali au ținut discursuri în care au menționat despre importanța memoriei acelor evenimente triste, dar și despre necesitatea susținerii financiare a celor care au rămas cu sechele în urma conflictului armat. În conflictul de pe Nistru a participat peste 30.000 de oameni. Potrivit datelor oficiale, 300 de oameni și-au pierdut viața, iar alți 3.500 au rămas invalizi. Astfel, ziua de 2 martie este decretată de autorități drept zi a memoriei. 2 martie e o zi neagră pentru istoria țării noastre. E dureros pentru noi, fiindcă nu numai noi, cei care am participat, trebuie să comemorăm persoanele care atunci au decedat sau jertfit pentru țara noastră. Da? Toată lumea trebuie să știe. În 92 am luptat undeva la vreo 4 luni. Acum 28 de ani, Republica Moldova a trecut printr-o grea încercare, printr-un pericol la suveranitate și integritatea țării, care a provocat scurgeri de sânge și pierderi de sute de vieți omenești și mii de răniți. Pentru a-și apăra patria, voluntarii și polițiștii au lăsat casa, familiile, copiii, mamele, soțiile și au mers cu arma în mână la Nistru. Ei nu au avut garanție că vor reveni înapoi, căci pe timp de război nimeni nu poate să o ofere. Nu au mers pentru titluri, distincții și laude. Au mers pentru că valoarea neamului a fost mai presus decât orice. 300 dintre eroi au rămas pentru totdeauna pe câmpul de luptă. Veșnică amintire celor căzuți. Războiul de pe Nistru a fost și continuă să fie tragedia poporului nostru. Ceea ce a început la 2 martie 1992 nu s-a terminat în iulie. Atunci a fost doar dezintegrare teritorială. Provizorie, pentru că țara va fi reintegrată oricât de mult nu s-ar opune unii. Sunt mereu la dispoziția dumneavoastră pentru a acționa împreună pentru obiectivul de unire a moldovenilor. Ajutați-ne să construim în 2-3 ani drumurile din țară, să aducem apă și condiții alimentare de trai în fiecare localitate. Ajutați-ne să readucem moldovenilor încrederea în ei înșiși și în ziua de mâine. Altfel, viitor nu este. Aniversarea 28-a de la începutul războiului de pe Nistru, marcată și cu proteste în fața guvernului. Detalii aflăm de la colega mea, Daniela Osipov, care urmărește acțiunile de protest. Daniela, bună ziua, te ascultăm cu atenție. Bună ziua, Elena, bun găsit, doamnelor și domnilor. Veteranii continuă să protesteze în fața guvernului și cer să li se revindice drepturile. Anterior, mulțimea a forțat ușa executivului și au încercat să intre în instituție, iar la moment au blocat circulația în centrul capitalei. Ei spun că vor continua să protesteze până când în fața lor nu va ieși premierul Ion Chicu. Mulțimea scandează, noi nu cedăm și cer demisia autorităților. Veteranii au depus și o declarație prin care cer crearea unui departament care să le apere
drepturile. La fel, ei solicită indemnizații mai mari, tratament de reabilitare gratuit o dată în an și medicamente compensate. La fel, cer compensarea de 50% a facturilor, pensii de 1700 de lei și premii bănești în ajunul zilelor de 23 februarie, 2 martie și 27 august. Acțiunea este organizată în contextul Zilei Memoriei, când sunt comemorați ostașii căzuți pe câmpul de luptă în conflictul armat din 1992 pentru apărarea independenței și integrității țării. Pe câmpul de luptă au decedat 300 de combatanți, 400 de civili și alte câteva sute de oameni au fost răniți. Noi am venit pentru ostașii care au căzut pe Nistru, care au fost omorâți de armata rusă de ocupat. Nu știu ce are. Chiar și cu căldura, afară 23 de grade, el de ferbinți, noi cu ferestele deschise, cu ușuri deschise și bani, ne amăgeți de bani. Drepturile noastre, dorim. Drepturile noastre, care au fost furate. Care noi le-am dat. De democrație, de bandă democraților. Ne-au furat drepturile. Sunt diferite. Ieșirea la pensie, să spunem, pe o perioadă, mai devreme, că vă dați seama și participanți la război și se ieși la o vârstă de 63 de ani. În momentul când se adresează către instituțiile de stat, păi se formeze chiar și o comisie care să meargă la fața locului și să examineze situația. Guvernul va spori protecția socială pentru veterani și rudele acestora. După ședința săptămânală de la președinție, premierul Ion Chicu a declarat că se propune majorarea cuantumului alocației lunare de stat de la 250 de lei la 500 de lei pentru soții și soțiile acestor veterani. Totodată urmează să fie atribuit statutul de persoană asigurată veteranilor de război. Noile modificări vor intra în vigoare la data de 1 iulie 2020. Urmă am întâlnit cu veterani. Este Consiliul Național al Veteranilor, platformă pe care se discută toate aceste subiecte, reivindicările lor, marea majoritate sunt pertinente. O bună parte din ele pot fi realizate în termeni restrânși și o bună parte deja le-am acceptat. De exemplu, polița medicală pentru veterani care nu sunt temporar angajați în câmpul muncii. Vom identifica bani și o să modificăm legislația astfel încât acești veterani să poată beneficia de acest suport din partea statului. Un suport absolut necesar, pentru că sănătatea și-a lăsat acolo pe câmpuri de luptă. Mai multe indemnizații pentru, sau suport financiar pentru văduve, pentru persoanele cu dizabilități, mai multă asigurare medicală. Prim-ministrul susține că războiul de la Nistru a fost cea mai mare tragedie de la independență încoace. În 92 țara a rămas dezintegrată, nu doar pe Nistru. De atunci încoace suntem scindați, dezintegrați ca societate, ca popor. Și după cum este cunoscut foarte bine, cei care sunt scindați, care sunt împărțiți, sunt ușor de învins. Fapt care este folosit de prea mulți în jurul nostru. Deci este ziua comemorării, ziua memoriei eroilor căzuți pentru patrie și noi trebuie să o comemorăm așa cum se cuvine unui neam, unui popor destoinic. Ce ține de retragerea trupelor rusești, Ion Chicu a afirmat că sarcina oricărui stat este evacuarea acestora de pe teritoriul său. Conducerea de vârf a țării, președintele Igor Dodon, premierul Ion Chicu și președintele Parlamentului Zinaida Greceanu i-au venit cu un apel comun referitor la ziua de 2 martie 1992. În apel se spune că evenimentele tragice din anul 1992 au constituit cea mai obscură și tristă filă din istoria modernă a țării noastre, iar consecințele acelor confruntări armate se mai fac încă resimțite în societatea moldovenească, având un impact vizibil asupra vieții politice și socioeconomice a țării. Avem convingerea că toți locuitorii Republicii Moldova, clasa politică, mediul academic și societatea civilă trebuie să depună eforturile necesare ca să depășească consecințele conflictului transnistrean pentru a lăsa urmașilor o țară pașnică, stabilă și prosperă, se mai spune în apel. Eu cred că este o pagină de tragedie, războiul de pe Nistru. Noi niciodată nu vom uita
acea perioadă. Noi nu vom urta, nu vom uita că cetățenii Republicii Moldova și de pe malul drept și de pe malul stâng al Nistrului l-au căzut în acel conflict. Și sarcina noastră este să găsim soluții, inclusiv politice, pentru a rezolva această tragedie. Eu consider că trebuie să găsim un consens național. Eu nu exclud că el ar putea fi găsit la o anumită etapă. Despre evenimentele de astăzi discutăm cu domnul Eduard Maican, președintele Uniunii Naționale a Veteranilor pentru Independență. Bună ziua, domnule Maican, bine ați venit la miezul zilei. Bună ziua. Așadar, la sfârșitul lunii ianuarie a fost relansată activitatea Consiliului Național pentru Problemele Veteranilor. A fost o pauză destul de lungă. De ce? Ca urmare a evenimentelor care au loc în societate, în primul rând au avut loc alegeri parlamentare, a fost constituit un guvern, altul, noi permanent am apelat, am făcut demersurile respective necesare către guvern, am făcut și am înaintat și revendicările noastre, situația care este, dar spre regret nu tot timpul am fost auziți și problemele care s-au acumulat pe parcurs. Astăzi deja au primit o altă amploare care trebuie de găsit soluția cea mai potrivită pentru a depăși situația creată. Trebuie să menționăm că pe acest subiect al veteranilor a fost o perioadă destul de lungă de liniște. Acum însă au fost lansate un șir de manifestații de protest. Unii leagă acest subiect de factorul politic, alții din contra spun că sunt niște acțiuni firești în această zi de 2 martie. Care este opinia dumneavoastră? Deci, situația creată în rândurile veteranilor și aceea că mulți din ei nu dispun de un loc de muncă, de o situație precară, sunt plecați copiii, soțiile, rudele. Deci, aceste probleme, ele sunt destul de vechi, au deja o istorie. E bine că astăzi societatea, guvernanții, toți știu că deja sunt veterani, există problemele noastre, însă încă în anii 2000-2001, când noi am fondat Uniunea, eram nevoiți să mergem prin primării, prin comitetele, prin consiliile raionale, să discutăm, a prins și a dovedit cine suntem noi, pentru că primeam reproșuri de la administrația publică locală, uneori chiar și cea centrală, cine sunteți voi, pe cine reprezentați, cine v-a trimis în Transnistria, ce ați căutat acolo. Și pe parcurs noi am stabilit niște tradiții. În anul 2002 a fost organizat primul marș al comemorării, al memoriei, de la monumentul lui Ștefan cel Mare până la Maica Îndurerată. Apoi pe parcurs au intervenit diferite interdicții, spunem așa, erau diferite regimuri la putere, ne se puneau obstacole, bariere, provocări, însă noi niciodată nu ne-am dat, noi liniștit am petrecut acest marș. În anul 2009 au fost făcute demersurile respective, în 2011 prin hotărâre de guvern a fost rectificată, prin hotărârea Parlamentului a fost rectificată hotărârea Parlamentului 433 din 90 cu privire la zilele de comemorare, sărbătoare și zilele de odihnă, unde această zi a fost recunoscută ca ziua memoriei eroilor căzut și a victimelor. S-are în vedere că ostașii care au căzut pe câmpul de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale și victimele acestea sunt acele persoane civile care ne-au acordat ajutor, persoanele pașnice care trăiau și pe malul drept și pe malul stâng al Nistrului, care au suferit, iar alții chiar au căzut din diferite motive străpunși de gloante. De aceea noi am pledat pentru ziua comemorării, a fost numită ziua memoriei, din ce considerente avem Academie de Știință, avem institute care trebuie să tălmăcească această situație. Astăzi unii camarazi spun că trebuie ziua recunoștinței, adică veteranii să fie recunoscuți. Da, poate este ceva și asta, dar eu știu că și în Statele Unite ale Americii este ziua memoriei, Memorial Day, care este o sărbătoare națională, zi de odihnă. Alte chestii, cum se comemorează eroii?
Ce așteptăm noi de la aceasta? Trebuie să facem ca să prevenim să nu se mai permită acest calvar din 92, că așa a fost să fie, să trecem și noi pentru un război. Spre regret, astăzi sunt încă multe pagini goale, multe pete negre care nu se cunosc despre acel război, despre ce, cum s-a petrecut, cum s-a început el, din ce considerente, cum a fost condus, despre trădările care au avut loc și de la Chișinău și de pe platourile de ruptă. Situația în care s-a creat în, pe platoul Coșniță, platoul Cocier și platoul din Tighina. Adică noi trebuie acum împreună să redăm adevărul care este și să primim situația creată așa cum este ea, pentru a sta la masă rotundă, dialog, societatea civilă, mediul academic, guvernanții. Noi suntem în drept să cerem, să ne acorde atenția cuvenită guvernul și parlamentul, însă trebuie să știm și situația reală, posibilitățile statului și ceea ce este în ziua de azi. Spre regret, eu, opinia mea personală și a camerazelor mei, este că ceea ce se petrece astăzi, da, revendicările sunt corecte, dar modul de abordare nu este corect. Pentru că 2 martie este o zi de comemorare, o zi sfântă și la noi am spus că am avut câte provocări, noi niciodată n-am văzut că în ziua aceasta să facem ceva care ca să defaimăm, să profanăm memoria eroilor. Toate acestea se poate de făcut până la și după. Vă referiți la acest incident care a avut loc? Da, la acest incident. Dimineața... Au dreptul la asociere, însă modul de abordare eu nu-l susțin și cred că sunt alte zile, alte momente când se poate de revindicat și într-un mod mai civilizat. O să amintim și pentru telespectatorii noștri că în timpul protestului dimineața ușile de sticlă de la intrarea în clădirea guvernului au fost sparte de către un veteran cu buzduganul. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cum credeți, cum s-a ajuns la acest moment, de fapt, fiind preconizat un protest pașnic? Și de ce s-a ajuns la acest moment? Deci, situația este destul de psihologic și complex, complicată. De ce? Pentru că când vii cu o intenție bună, însă răbufnește tot de ceea ce s-a acumulat pe parcurs și aflând acolo, deja apare un alt sentiment, un sentiment bravard, un sentiment al mulțimii, al tot și situația iese de sub control. Uneori nu-ți dai seama sau nici nu observi că n-ai ajuns la așa moment. Trebuie de avut și de luat în considerație că veteranii de război sunt un contingent deosebit de populație și de oameni, cei care au trecut prin război. Mulți din ei au văzut multe tragedii, mulți le-au petrecut, au fost răniți, au fost și contuzionați, să spunem așa, au probleme cu sănătatea. Și totuși erau pregătiți având buzdugan la ei. De ce? Mulți din ei au și până în prezent n-au trecut cursurile de reabilitare, ceea ce în alte stadii normale 2 ori pe an trec sau o dată în an obligatoriu la noi, alții n-au trecut pe parcursul la 28 de ani. Venirea cu buzduganul aceasta nu este o armă de foc, este un simbol național pentru ce s-a dus el. Și eu nu știu dacă buzduganul e de lemn, strici o sticlă, e cam greu. Dacă e cu buzdugan atunci și dacă a fost din sentimente sau poate un act de revoltă, trebuie organele competente să clarifice situația dată. Eu n-am participat, n-am văzut și nu pot da o calificare juridică justă. Însă nu accept și nu așa comportament. Ați vorbit mai devreme despre dialog, despre comunicare, cât de importantă este aceasta pentru implementarea revendicărilor solicitate de către veterani. Știm că săptămâna trecută a avut loc o reuniune a veteranilor. Ați fost prezent și dumneavoastră la ea? Nu, eu n-am fost, deoarece reuniunile se fac spre părerea mea și modul stabilit, ca să reprezinți pe cineva, trebuie de făcut adunări în Republică, în raioane, de ales reprezentanți care să-i reprezinte cineva în piață. Când ai venit acolo, este altul sindrom, toți ridică mâna, toți fac, însă cine pe cine, până în ziua de azi, comitet organizatoric, dar nu știm cine, scopurile, ordine de zi, ce trebuie să facem. Și tare m-aș teme eu ca să nu fie mulți veterani manipulați de unele
forțe politice, spun așa, care în ultimul timp la noi toți speră pe autoritatea veteranilor să revindice problemele lor de partid și în așa mod să se lanseze. Vreau să spun că mulți veterani din cei care sunt acolo, ani în șir, n-au fost alături de veterani, nu s-au bătut capul, n-au știut, dar acum au apărut, nu știu de ce, în ultimul moment, ca niște lideri, dar pe parcurs... Câte organizația veteranilor, apropo, deci, avem acum în Republica Moldova? Deci, să vă spun eu just așa, nu-i chiar așa cum se vehiculează despre puzderea asta de 47-45, sunt vreo 90 organizații de veterani ai războiului din 92. Pe noi ne-au luat cineva și au făcut acolo un terci așa comun și a spus că da, ele sunt 47, dar sunt și organizația veteranilor de la doilea război mondial și organizația de veterani ai conflictelor locale și cei din Cernobâl și cei care în Vietnam au fost și care prin Karabakh și prin diferite chestii, fonduri sunt de susținere. Toate aceste organizații, nu vreau să spun că în anii 2001-2005, când era la putere regimul comunist, nu erau organizațiile, nu se vedeau. Acum au înflorit toate și au apărut. Atunci erau, nu știu, prin tufișuri, prin alte părți, cam se temeau să deschidă gura. Eram noi cu Uniunea Mers, care consecvent am abordat toate problemele și am fost insistent și câte ceva s-a reușit. Spre regret, nu tot, avem încă multe de făcut, însă acum situația care ne-am pomenit deja și vârsta și imposibilitățile și timpul și rândurile noastre se răresc și am menționat și mai sus, mulți n-au ocupații, duc la cei cu oamenii așteaptă un suport, o susținere de la stat și de la societate. Nu putem să nu menționăm despre faptul că este sesizabilă această dezbinare între combatanți. De unde apar? De unde pornește, de fapt, mărul discordiei în acest sens? Deci, eu nu știu de unde, dar eu vreau să spun că din anul 2016 s-a început momentele acestea de revoltă, anume în zilele de 2 martie și de 27 august, de ziua independenței, care noi nu le-am combătut orice dată și chiar și eu sunt acea la Uniune care am susținut în 2015 protestele, platforme pașnice cu furtul miliardului până a crește în acțiuni politice. Când au venit acțiunile politice, s-au despărțit. Și eu personal am fost unul de către un lider de partid. Maican ai fost la slujba de pomenire, da, dar pe acolo este ministrul de interne, cu tare, ce ai căutat? Adică ei totuși încearcă, să mă înveți să facă organizații de buzunar, la care am răspuns că noi facem de ani de zile și o să mergem cine n-or fi la putere. Și astăzi tot am fost la serviciile divine de pomenire, am fost și am depus flori la Ștefan cel Mare și eu și camarazii mei, am mers în Marșul Memoriei și am venit și aceasta este o tradiție sfântă pentru noi care o să o facem ani de zile și nimeni nu o să ne poată, nu o să ne schimbe sau să ne ia acest Marș al Memoriei, fie chiar și camarazii noștri. Totuși, dumneavoastră, considerați că factorul politic ar sta la baza acestei dezbinări? Da, eu bănuiesc că aceasta care este... s-au împărțit cumva în niște tabere. Așa. Așa eu consider, aceasta este opinia mea și eu singur am trecut prin aceasta. Dumneavoastră ați fost de dimineață, ați fost prezent la meeting-ul din Piața Mare a Adunării Naționale. Ce spun camarazii dumneavoastră? Care sunt problemele cu care se confruntă, cele mai stringente probleme cu care se confruntă la moment? Și câte dintre aceste revendicări solicitate au șanse reale de a fi realizate în viitorul apropiat? Deci, ele toate au șanse reale de a fi realizate, însă în ordinea priorității trebuie depus cele mai necesare. Întâi nu trebuie să ne batem în chept că noi vrem, întâi trebuie să dăm de invalidi, soțiile, rudele, copiii celor care au căzut pe câmpul de luptă, care suferă mai tare, cei care stau la pat, care n-au ocupații, și așa treptat ca să putem soluționa toate întrebările. Cu ce probleme se confruntă la moment veteranii? Deci sunt un șir de probleme. În primul rând este problema cu alocațiile lunare, care sunt mizerie, compensațiile pentru serviciile comunale, alocarea de pensii, recunoașterea unei categorii de cetățeni care au fost
alături de către poliție, armată, rezerviști, de către forțele Republicii Moldova, care au venit voluntar. Ei nu se regăsesc în liste pentru că ridică problema ca să fie ridicate pensiile alocate, însă cei care au făcut serviciu în armată, poliție, nu au pensii de veteran speciale, ei au pensii pentru că au lucrat în organele speciale, au depus jurământul, a fost un contract pe 25 de ani și îi primesc pensiile cele. Veteranii sunt toți egali și cei din Ministerul Apărării și cei care sunt civili voluntari, ei sunt egali. Alții primesc pentru cei că au avut alte relații de muncă, alte relații de serviciu. Mai departe merge tratamentul. Deci tratamentul lasă de dorit pentru că astăzi, practic, veteranii de război nu au nicio facilitate, nicio înlesnire la tratament, cu excepția invalizilor. Pentru că un veteran merge odată la 3 ani. Dacă noi suntem astăzi, după ultimele estimări, la 25-26 de mii, iar nouă ni se oferă câte 2-3 mii pe an acolo locuri la foi sanatoriale, trebuie să vedem când o să vie rândul. Mai mult că atât, odată la 3 ani, aceasta nu este corect, pentru că veteranul nu are nimic. Deci fix același lucru îl are orice cetățean al Republicii Moldova și eu și dumneavoastră și altul, fiind la serviciu, prin sindicat, totodată la 3 ani sunteți. Și dacă veteranul s-a dus și s-a odihnit, a luat foaie sanatorială de la serviciu, când merge la asistența socială, adă-mi certificat, în ultimii 3 ani nu te-ai odihnit, dacă nu te-ai odihnit. Păi ce are munca mea, că omul necesită mai mult și muncește și cu aceea că lui se cuvine după lege. S-ar putea aceste ricări, nu odată la 3, dar odată la 2 ani, treptat de redus și multe, multe alte compartimente care au fost înaintate. La final, dacă aveți un mesaj pentru telespectatorii noștri sau mai exact pentru tânăra generație care nu cunoaște poate de desubturile acelor evenimente care au avut loc în 1992. Eu sper și cred că noi vom ajunge într-un moment când vom cunoaște adevărul și istoria despre războiul din 92, pentru că se manifestă interes și de la o parte a societății tineri. Este și de datorie noastră ca să aducem la cunoștință prin intermediul mass media, prin întâlnirile la instituțiile de învățământ, școli, licee, cu societatea civilă. Noi pledăm, am pus și pe pagina noastră, puteți ca astăzi fiecare dintre noi cu prima zi de post să găsească un anumit timp pentru ca să depui o floare, o lumânare, o mică rugăciune la mormânt, la monument, are posibilitatea la biserică sau acasă sau un gând în suflet să-i pomenească pe cei care au căzut pe câmpul de luptă în numele aceiei că astăzi este statul Republica Moldova. Vreau să spun că noi poate am fost puțini, am fost dezarmați, n-am avut nici arme la început, aveam un automat la 3, la 5 oameni. Am început, ei veneau cu tehnica blendată, noi veneam cu gen tip mașină UAZ sovietic, care au venit pe urmă, însă noi, poate de la Ștefan cel Mare încoace, pentru prima dată ne-am ridicat și am stat pentru acest pământ și n-am procedat cum alte țări din vecinătate au dat teritoriu fără a trage măcar o îngloante sau a preveni. Necădând la ceea că în anul 1992, după încheierea armistițiului, Moldova a fost aici, au fost dislocate trupe în afară de contingentul cel de pacificare, la estimarea noastră, de la 3 până la 4 mii de ostași pregătiți din trupele aeroportate, de care au avut experiență și în Afganistan și în alte orașe, unde au avut loc răscoale, Tbilisi, Vilnius, Bishkek, unde au înăbușit, care au fost aici. Și chiar și în 92, când noi luptam, erau bandele de cazaci, o sumedenie de interlope din pușcării scoși pentru ca să fie reabilitat și băștinașii chiar care au luat arma în mână, însă de urma lor erau batalioane de execuții, erau un combat Mârșov-Costencu, care ei stăteau de urma lor, dacă ei nu împușcau și nu veneau în partea noi, erau nimiciți și împușcați
de urmă. Deci că acesta este adevărul și avem încă multe, multe de povestit. Detalii dureroase. Dureroase, dar... Iată că deja de 28 de ani amintim cu durere în suflet despre acele evenimente care au avut loc, războiul din Transnistria, și nu ne rămâne decât noi, generația tânără, să cinstim memoria acelor eroi care au luptat pe câmpul de muncă, pe câmpul de luptă cu prețul propriei vieți. Noi vă dorim multă sănătate și plecăciuni pentru eroismul de care ați dat dovadă în cadrul acelor evenimente și vă dorim o zi reușită în continuare. Vă mulțumim pentru prezență. Trăim și sperăm, mulțumim, o zi bună în continuare și memorie veșnică eroilor care au căzut pentru integritatea teritorială și independența Republicii Moldova. Așa să fie. Vă mulțumim frumos pentru prezența în emisiune. Doamnelor și domnilor, am stat de vorbă cu Eduard Maican, președinte Uniunea Națională a Veteranilor pentru Independență, iar noi vom continua cu alte știri. Doamnelor și domnilor, continuăm cu alte știri. 7 persoane, 5 copii și 2 adulți reveniți din Italia au fost internați cu simptome de tuse și febră. Declarațiile au fost făcute de către ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu în cadrul ședinței Punctului Focal Național privind controlul infecției cu coronavirus. Potrivit lui Dumbrăveanu, cele 7 persoane au fost internate în spital pentru testele necesare de laborator. Cu toate acestea, ministrul susține că în Republica Moldova deocamdată nu au fost înregistrate cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19. În context, autoritățile au decis sporirea măsurilor de control la punctele de trecere a frontierei. În acest sens, specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică vor fi prezenți 24 din 24 ca să ofere suport pentru investigarea persoanelor revenite din zonele cu risc sporit de infecție. În același timp, Primăria Capitalei a elaborat un spot social pentru informarea cetățenilor despre măsurile de prevenție împotriva coronavirusului. Spotul a început deja să fie difuzat în mediul online, dar și în transportul public din Chișinău. Autoritățile Capitalei dau asigurări că toate unitățile de transport sunt dezinfectate periodic, instituțiile de învățământ au fost luate măsuri de prevenție și că toate instituțiile medicale sunt dotate cu medicamente și dezinfectanții necesari. Amenințarea cu coronavirus a ajuns la cel mai mare nivel de alertă. Este totuși de menționat că panica este cel mai grav ce ne poate afecta. Dar totodată nu putem nici într-un caz exclude acele măsuri de precauție contra îmbolnăvirilor și nici propria responsabilitate față de cei din jur în caz de infectare sau în caz de contact cu persoanele bolnave. Totodată, conducerea parcului urban de autobuze și a regiei transport electric a declarat că toate autobuzele și troleibuzele sunt dezinfectate de cel puțin 2 ori pe zi. Regia transport electric a întreprins următoarele acțiuni. Igienizarea și dezinfectarea troleibuzelor cu substanțe biodestructive omologate în Republica Moldova, preventiv emiterii la traseu, organizându-se control sporit asupra procesului. La subdiviziunile întreprinderii, inclusiv la toate autobuzele și dispecerate de linie, au fost dotate cu dezinfectanți, laviete, mănuși, șoferii și taxatorii ce deservesc călătorii la trafic au fost instruiți de către personalul punctului medical privind măsurile de protecție și dezinfecție în saloanele autobuzelor. Pe parcursul activității zilnice, după fiecare curs, șoferii și taxatorii dezinfectează saloanele autobuzelor, barele de susținere, mânerile, scaunele. În același timp, responsabilii de la Direcția Generală de Asistență Socială și Sănătate au anunțat că în toate școlile și grădinițele din capitală au fost efectuate controle pentru a se asigura că sunt luate toate măsurile de protecție. Crește alarmant numărul infectărilor de coronavirus în lume. Deja 70 de țări sunt afectate, după China și Coreea de Sud. Europa are confirmate cele mai multe cazuri. În Italia, numărul cazurilor continuă să crească, la fel ca și în Franța, Marea Britanie. Până acum, aproape 3.000 de persoane au murit în întreaga lume, iar circa 90.000 au fost infectate. Coronavirus, iar numărul de îmbolnăviri din Marea Britanie ajunge la 36. Săptămâna aceasta, în regat, urmează să fie luate o serie de măsuri, cum ar fi închiderea școlilor și anularea evenimentelor publice.
Sunt foarte încrezător că această țară va avea capacitatea să gestioneze situația. Este clar că vor fi mai multe cazuri de îmbolnăvire. În Franța sunt două focare majore în două localități. În aceste zone, autoritățile au interzis adunările publice, iar locuitorilor li s-a recomandat să-și limiteze deplasările. Franța are 130 de cazuri confirmate, 12 vindecate, 2 decedați, 116 spitalizări din motive de izolare și 9 sunt în stare clinică gravă. La Paris, cunoscutul Muzeu Louvre a fost închis după ce angajații au amenințat că nu mai lucrează din cauza pericolului reprezentat de coronavirus. Franța este a doua țară europeană cea mai afectată de coronavirus, urmată de Germania cu 129 de cazuri. Italia însă este în capul listei la numărul de îmbolnăviri cu COVID-19 în Europa. În peninsulă au fost înregistrate 41 de decese și peste 1700 de infectări. În regiunile afectate, autoritățile au decis să cheme doctori care sunt la pensie. Totodată, scala din Milano a fost închisă până pe 8 martie, iar slujbele din biserici vor fi oficiate fără credincioși. Un nou stat care a confirmat virusul este Indonezia. Două femei au fost izolate. În Coreea de Sud, numărul total de îmbolnăviri ajunge la peste 4200, iar în Statele Unite ale Americii a fost înregistrat al doilea deces provocat de COVID-19. Revenim în țară, noi majorări de salarii pentru bugetari. Premierul Ion Chicu a anunțat pe pagina sa de Facebook că salariile mai multor categorii de bugetari, printre care pedagogi și medici, ar putea fi majorate în a doua jumătate a acestui an. Chicu a explicat că acest lucru este posibil datorită creșterii veniturilor bugetului public național în primele două luni ale anului cu 1 miliard 200 de milioane de lei. Mai mult, șeful cabinetului de miniștri spune că ar putea fi lansat un proiect de susținere pentru moldovenii care revin de peste hotare și se angajează oficial. Este vorba de crearea unui cont de depozit bancar, iar cuantumul subvenționării lunare din partea statului va fi de până la 20% din salariul oficial declarat. Ultima dată, lefurile mai multor categorii de bugetare au fost majorate la 1 ianuarie 2020. Republica Moldova a îndeplinit toate precondițiile pentru semnarea unui nou memorandum cu Fondul Monetar Internațional, iar pe 11 martie Consiliul de Directori a FMI urmează să aloce ultima tranșă de 20 de milioane de dolari din cadrul programului 2016-2020. Anunțul a fost făcut de premierul Ion Chicu după ședința de lucru de la președinție. Premierul a amintit că Parlamentul a votat în lectură finală toate legile prevăzute în memorandumul cu FMI, printre care mecanismul propus de guvern care permite redistribuirea 50% din veniturile Băncii Naționale a Moldovei în bugetul de stat pentru diminuarea poverii care a apărut în urma furtului miliardului. Amintim că la preluarea mandatului, premierul Ion Chicu a declarat că nu va exista nicio creștere a tarifelor, chiar dacă din această cauză ar trebui să facă o pauză în relațiile cu Fondul Monetar Internațional. Republica Moldova a îndeplinit așa numitele condiții preventive stabilite în cadrul negocierilor noastre cu misiunea FMI, care a fost la noi cu aproape o lună urmă. Ați observat că nu este nici una care ar prevedea majorări de taxe, tăieri de salariu sau alte acțiuni contrar intereselor Republicii Moldova. Pe 11 martie va avea loc ședința Consiliului Director a FMI, în care urmează să fie aprobată finalizarea cu succes acestui program și ultimul tranș din programul 2016-2020. La final vă spun și datele meteo. Astăzi vremea este determinată de influența unei zone de aer cu presiune atmosferică ridicată, cer variabil, ziua izolat va ploua slab, vânt din sud-vest slab la moderat cu intensificări. 10-13 grade vor fi în partea de nord a țării, în raioanele centrale valorile vor arăta 11-14 grade, iar la sud mercurul va indica 15 grade Celsius. În următoarele zile vremea rămâne stabilă. Doamnelor și domnilor, miezul zilei se încheie aici. Rămâneți în continuare cu Moldova 1. Pe curând!